Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, vă spun bun venit din nou tuturor celor care sunteți pe fanatic.ro, fanaticilor, cum vă spune mereu Horia Ivanovici. Vorbim de Dinamo București. Merită să vorbim de Dinamo București pentru că Dinamo face ceva absolut fantastic. Suporterii sunt entuziasmați de jocul, de rezultate, de clasament. Dinamo București tocmai vine de la după o victorie senzațional de muncită cu Craiova, a bătut 2-1, deși a avut doi oameni mai puțin pe teren. Vine după un meci în Giulești, unde a făcut 1-1, dar unde fotbalistic, în opinia mea, așa ca privitor și ca om de pe lângă fotbal, a dominat-o pe Rapid în Giulești. Pe final, parcă juca acasă Dinamo, nu în Giulești, unde se știe foarte greu, mai ales că fanii Rapidului încercau să o ajute pe Rapid. Sunt lucruri extraordinar de frumoase de spus despre Dinamo și l-am invitat, îi mulțumesc tare mult, să vorbim de Dinamo pe un om care a jucat semifinală de Cupa Campionilor. Nu că a jucat, dar a făcut-o formidabil, domnul Costel Orac, dinamovist până în măduva oaselor, cu siguranță bucuros de ceea ce vede. Nu, domnule Orac, vă salut! Sigur că sunt bucuros și sunt convins că nu numai eu mă aflu în situația asta fericită, ci toți suporterii dinamoviști. Mi-aduc aminte ce vorbeați și la Fanatic în emisiunea Horia Ivanovici, când nu funcționa echipa, era strâns. Așteptați de mult acest moment cu Dinamo în prim plan din nou în fotbal. Cum vi se pare acum Dinamo, domnule Orac? Cum mi se pare? Cel puțin pentru noi care am fost tot timpul și vom fi, că n-avem ce să facem. Am jucat la clubul ăsta și practic la clubul acesta ne-am format ca sportivi și ca oameni. E clar că noi vom fi alături tot timpul, indiferent de situație. Dar sigur că situația pe care o traversăm acum este mult mai aproape de ceea ce ne dorim noi cu toții. Pentru că ultimii doi ani, din păcate, ca să nu zic mai mulți, pentru noi nu au fost așa de... Am stat cu sufletul la gură și știi foarte bine că și anul trecut, până am reușit să evităm retrogradarea, la fiecare meci am avut emoții. Am avut și perioade mai bune spre finalul campionatului regulat. După aceea, în play-out, au fost ceva probleme la început, dar știi cum e, totul e bine când se termină cu bine. Corect. Vis-a-vis de anul acesta, bineînțeles că cu toții ne bucurăm, cu atât mai mult cu cât, vă spun sincer, eu nu mă așteptam să aibă o perioadă atât de bună, nu numai prin faptul că am reușit să acumulăm puncte, ci prin faptul că marcăm foarte mult, jocul se vede că este închegat, cum spunem noi în limbaj fotbalistic, și sigur că asta ne dă speranțe și sigur că ne-am dorit să dureze cât mai mult. Deși suntem conștienți că e destul de greu, indiferent de numele echipei, să ai rezultate la lung, să zic, să nu pierzi și eu 14-15 etape. Dar e clar că începutul este bun. Începutul ne-a arătat faptul că echipa este mult mai bine organizată, echipa este, să zic așa, mult mai unită și pune presiune, joacă, cum să spunem, cum ne place nouă să spunem, cu foarte mare ambiție. Deci înseamnă că s-a obișnuit deja cu ceea ce înseamnă acest club Dinamo și au înțeles că ca să poată să mulțumească suporterii și pe noi care am activat la acest club, trebuie să dea totul la fiecare joc. Așadar, o victorie mai mult decât 3 puncte în meciul cu Craiova, pentru că a fost obținută prin spiritul Dinamo. Așa este. Așa este, ținând cont de faptul că am rămas cu 2 ani în minus, ținând cont de Craiova a traversat și ea o perioadă foarte bună, nu întâmplător era pe primul loc și era pe primul loc, sigur, în urma jocului prestat și a rezultatelor. Sincer să spun, chiar vorbeam că am fost la joc cu toții și cu Andone și cu Dragnea și Movilă și toți Mihăiescu și chiar înainte de joc, am zis dacă reușim să scoatem măcar un rezultat de egalitate ca să zic așa, să avem continuitate în rezultate, e bine. Dar uite că jucătorii și antrenorii ne-au oferit mai mult de atât, și anume o victorie, care sigur că da,
înseamnă foarte mult. A fost un Dinamo pe teren ca în vremurile bune și în tribune ați dat câteva nume. Așadar, au fost Costel Orac, Dragnea, Movilă, Mihăescu, l-am văzut pe Ioan Andone, l-am văzut pe Mircea Lucescu. Parcă ați venit... Marica, da. Bine, Marica din generația așa mai tânără. Adevărat, da. Dar tot Dinamo viste și el, pentru că e crescut de Dinamo. El. Clar, așa și Marius Nicolae și toți. Da. Marius Nicolae, sigur, a stat cu noi în loge acolo. Da. Dar s-au întors toți dinamoviști alături de echipă. Rezultatele sau ce vă trebuie să fi? Sau n-ați plecat niciodată? N-am plecat, noi am fost și am trecut. Chiar dacă situația era așa cum, am fost la toate jocurile de acasă. Da. Deci am fost prezenți și anul trecut, de-aia spun că am suferit destul anul trecut și nu vrem să mai suferim și anul ăsta. Descrieți-ne, când s-a fluierat finalul meciului, cu 2 oameni mai puțin, vreo 10 minute sau un sfert de oră, cu 2 oameni mai puțin, vreo 40 de minute sau 30 de minute, cu un om mai puțin, să bați pe Craiova, care vrea titlul, Dinamo, în această situație delicată, cum a trăit acel final de meci? Sigur, nu v-ați fi așteptat. Sperați măcar un egal. Cum a fost? Ce ați gândit ca dinamovist? Bucurie, îți dai seama. Bucurie, mai ales ținând cont de ceea ce ai spus, de faptul că am evoluat în seritate, dar să știi că poate părea și eu așa paradoxal, dar eram destul de liniștiți pe final, mai ales ultimele 10-15 minute, când am rămas în 15 minute, când am rămas cu doi oameni în minus, pentru că una am văzut că ăsta Copici a reacționat numai decât și-a făcut o mutare care trebuia făcută pentru a întări apărarea ta. Era clar că nu mai poți spune probleme în 8 oameni de câmp. Da. De asemenea, pe parcursul întregului joc am observat că echipa este foarte bine organizată, în sensul că nu prea a oferit spații celor. Când a fost nevoie să se apere, s-a apărat grupat și disciplinat. Când a fost nevoie să atace, la fel, a știut ce are de făcut, a construit până a avut răbdare și sigur, chiar vorbeam între noi că toată această perioadă se datorează în primul rând de faptul că reușim să marcăm și în general am reușit să marcăm destul de repede și nu în ultimul rând, datorită unei bunei organizări a jocului, pentru că, am mai spus lucrurile astea, deocamdată la noi nu, în cadrul echipei nu sunt jucători care să poată face diferența la un joc. Da. A lipsit și Denis Politic, care e un jucător, în opinia mea, care poate face lucrul acesta în sensul acesta, în sensul în care să fie decisiv în anumite momente ale jocului. Deci chiar și fără Politic și fără doi jucători la un moment dat. Chiar. Ce anume? Chiar și fără Politic și fără doi jucători la un moment dat. Da. Asta înseamnă că echipa s-a maturizat, echipa are un joc echilibrat. Înseamnă că ceea ce a gândit, pentru că jocul echilibrat și maturizarea asta vine, sigur, în urma unei munci deosebite, organizare bună, care la organizare este, să zicem așa, treaba antrenorului în principal. El este cel în care vă puneți mari speranțe, Copici, antrenorul? Și el și echipa, pentru că, repet, nu avem deocamdată jucători care să poată să facă diferența în anumite momente ale jocului. Încă nu, din păcate, nu. La ora actuală, Dinamo nu posede asemenea jucători cu calități native care să facă această diferență în anumite momente. Ce simțiți, domnule Orac, la modul cum arată fotbalul românesc după 7 etape? Dinamo va continua să rămână acolo sus? Are forța aceasta? Prin ce vedeți dumneavoastră că se întâmplă și la alții, dar mai ales la Dinamo? Eu sper să dureze cât mai mult. Noi sperăm, toți care am fost acolo, sperăm să dureze cât mai mult și să suntem conștienți că e foarte greu ca lucrul ăsta să se întâmple. Pentru că, din păcate, la ora actuală, părerea mea, cel puțin, este, n-am discutat lucrul acesta cu colegii ai mei, ca să putem menține, să zic, același nivel la joc și rezultate, cred că trebuie îmbunătățită banca, pentru că dacă apar probleme cum au apărut acum cu eliminările, cu accidentarea lui Politic, cum a fost și cu, ne-am speriat puțin cu accidentarea lui Abdalac, care nu era clar dacă pentru meciul cu Craiova va fi apt, sigur că știind ce avem pe bancă, ne gândeam că
lucrul acesta nu va mai fi posibil în sensul de aia, tot am spus că speram să scoatem măcar un rezultat de egalitate cu, cu Craiova. Acum e un examen, e un test după Rapid. Craiova vine cu Cluj în deplasare, liderul campionatului de 54 de ani a mai fost pe primul. Vă dați seama cum o primesc cei de la Cluj pe Dinamo. Deși galeriile sunt înfrățite, este acesta testul care vă va arăta dumneavoastră, domnule Orac, unde merge Dinamo în acest măcar tur? Eu sper că da, pentru că nici eu, nici era colegia mea, nu am uitat că cu Universitatea am pierdut barajul, așa că da. E momentul pentru o revanșă sportivă, da. Bineînțeles. Corect, corect. Da, Ucluj a retrogradat-o pe Dinamo, cum spunem noi jurnaliștii. Exact, da. Exact. Exact, dar eu, la ora actuală am văzut și am urmărit, îți dai seama că urmărim cam tot ce se întâmplă și asta, pentru că trebuie să fim la zi, să zic așa, cu ce se întâmplă în fotbal românesc, pentru că din asta ne hrănim chiar dacă nu mai suntem activi. Traversează o perioadă foarte bună, la fel și ei au un joc foarte bun, marchează. Nelutul Savoie e un antrenor experimentat, știm cu toții ce experiență are în spate și ca jucător care contează foarte mult și în meseria de antrenor. Clar. Sunt convins că nu va fi ușor. Da? Cum am spus mai devreme, sper să prelungim această perioadă de rezultate pozitive. Cine este Costel Orac? Cine vă place de la Dinamo de acum? E greu să facem comparații. Au trecut atâția ani, sunt alte fotbale cu totul și cu totul altfel. Din păcate, am mai declarat, sunt puțini jucători români, de-aia am și spus că e bine și sper că să gândească cei care au puterea de decizie la Dinamo, să gândească în continuare la modul în care au gândit în vara aceasta, în sensul de a aduce jucători tineri și cât posibil cât mai mulți jucători români de perspectivă, ca să avem, să zic așa, să ne asigurăm din timp un viitor mai liniștit. E greu de spus, nu sunt. Vezi că acum, de exemplu, Eu fiind stângaci, am jucat extremă stângă. Acum se joacă pe piciori invers, ca la handball. Da, sunt alte condiții, altă perioadă. Ceea ce e important ca cei care sunt să cum am spus puțin mai devreme, să înțeleagă ce a însemnat și ce ar trebui să însemne din nou clubul acesta pentru fotbal românesc. Și, așa cum a spus, să încerce să dea totul pe teren atât timp cât vor fi la acest loc. Eu vă spun un lucru. Castelist, ce știți că sunt, e o mare bucurie pentru mine. Ne cunoaștem de mult, așa că... Și vă respect din suflet. E o mare bucurie pentru mine ca Dinamo să joace așa, să fie din nou acolo sus. Și mai mult decât atât, dinamoviștii care m-au făcut și pe mine fericit când eram copil și chiuleam de la școală să vă văd la televizor și ne-ați făcut foarte fericiți în cupele europene, în Cupa Cupelor, în Cupa Campionilor, să fiți atât de mulți, cred că e singurul club de mare tradiție care îi are pe mari fotbaliști în tribună unul lângă altul. E mare lucru la Dinamo ce se întâmplă. Așa am fost totdeauna. Și din vremea când eram jucător, să știi că noi am fost foarte uniți. Din păcate, revoluția a mai schimbat situația. Da. Eu sper ca lucrurile să se reglize și să revină și celelalte cluburi care au adus glorie fotbalului românesc la nivel de cluburi, să revină unde am fost, cel puțin unde am fost noi în perioada aceea. Ce vă doriți cel mai mult, domnule Orac? Am stat de vorbă cu domnul Andrei Nicolescu, mi-a zis că în 2028, adică peste 4 ani, ar fi programat titlul de campioană. Sigur, dacă îl obținem mai repede, nu se supără nimeni, dar ați avea răbdare, din auzi, ar avea răbdare 4 ani, potrivit acestui plan al conducerii? La asta cu programarea n-am ce să fac, trebuie să-l contrazic pe Andrei. La fotbal nu prea merge cu programarea. Fotbal e totuși un sport imprevizibil, nu e o știință exactă, așa că e greu să prevezi așa ceva, decât sigur ca dorință, ca obiectiv pe care ți-l propui tu ca și club. Aia da. Nu, Andrei a fost... Într-un caz nu poți să zic eu, să spui, dom'le, noi ne-am fixat și de acum în 4 ani sigur luăm campionat. Nu, a spus că în 2028 ar putea să fie supărat că nu ia titlul. Așa s-a exprimat mai corect. Eu sper ca lucrul ăsta să se întâmple mai repede. Da, corect, tot doriți. nu că n-am avea răbdare, avem răbdare, mai ales dacă echipa va merge și jocul ne va mulțumi, e clar că vom fi tot timpul alături de ei, dar sigur că după atâția ani pe care i-am traversat, mai bine 10 ani de când tot ne,
am fost în partea de joc a clasamentului, când am avut probleme financiare, când n-am obținut trofee, e greu să accepte așa ceva pentru un tip care a activat la clubul ăsta în momentul în care se câștigau campionate de bandă Rolanda, se ajungea în cupe europene la nivel, se ajungea în semifinale sau finală cum a fost Steaua, semifinală cum a fost Craiova. E greu când ai trăit toate lucrurile astea de acolo din interior și ai fost acolo în iarbă, cum se spune, e greu să ai răbdare. Corect. Vreau să vă mai întreb un lucru. Vă este deja dor de stadionul Dinamo? Vă doriți, cred că, foarte repede să vă întoarceți pe noul stadion Dinamo? E clar că da. E clar că da, pentru că eu am mai declarat chiar pe vremea lui Negoiță, la început, când trebuie să Negoiță, când se mutase Academia la baza Ion Ciriac, și cineva de acolo, din respectiv șeful centrului la vremea respectivă, a declarat că el speră să impună tinerilor copii și juniori spiritul lui Dinamo. Am spus clar, n-ai cum să faci acest lucru, deoarece spiritul lui Dinamo e acolo în groapă, nu la baza Ion Pantelemon sau în alte locații, care, din păcate, de fapt nu înseamnă spiritul Dinamo. Mircea Lucescu, selecționer, ce spuneți? Vă bucurați și ce credeți, sau poate transmite și un mesaj lui Mircea în direct, în public? Nu e nevoie de mesaj în direct, pentru că ne-am întâlnit și ne-am la meciuri acolo la Arcul de Triunf și discutăm. Pentru mine a fost o surpriză, să știi, că a acceptat. Nu mă așteptam să accepte această provocare. Acum că a acceptat-o, înseamnă că și-a dat seama, la experiența pe care o are, că poate continua perioada bună pe care a traversat-o echipa națională în ultimul an, respectiv calificarea la calificarea din grupe și sigur calificarea la campionatul european, unde cu toți știm cum s-au derulat lucrurile. Și nu, sigur, faptul că, din nou, suporterii echipei naționale au prins viață, să zic așa. Da. Doamne ajută, ar fi o mare bucurie pentru noi toți cei care iubim fotbalul și avem o vârstă. Am prins ceea ce ați reușit dumneavoastră în fotbal, dumneavoastră, Mircea Lucescu, și toți ceia să reușească Mircea să ducă echipa la Mondialul din America. Ar fi o încununare a întregii activități în fotbal până la vârsta dumnealui respectabilă. Cred că pasă a misat și el și asta îți dorește și sunt convins că va face tot ceea ce depinde de el ca lucrurile să aibă finalitatea respectivă, adică campionatul mondial. Am înțeles că l-a chemat pe Chipciu de la Neluțu Sabău de la U Cluj, curajoasă convocare în locul lui Mitriță, așa anunță presa. Vom vedea. Da. E ce ai de făcut, așa că da, clar. Trebuie să-i acordăm încredere totală. Vă urez să fiți bucuros în continuare de ce reușește Dinamo, pentru că se spune în modul vaoaselor, câine adevărat. Da. Și vă mulțumesc pentru că a stat de vorbă pe fanatic.ro cu noi. Bine, și eu îți mulțumesc. Numai sănătate, bine. Numai bine, succes în toate. Numai bine. Doamnelor, domnilor, Costel Orac, semifinalist Cupa Campionilor Peni, sper să nu mă fac de râs, a dat gol cu Hamburg, care era campioană Europei. În ziarul Informația, asta știu sigur, în ziarul Informația de a doua zi, nu era ca acum, cu machete, cu grafici. A apărut o poză în ziarul Informația, a costat 30 de bani atunci. Apărea după amiază, așa, pe la prânz. Era o poză desenată, așa, o poartă, cu cele trei găuri făcute de Dinamo lui Hamburg în poartă. 3-0 Dinamo Hamburg. Ca și cum ar bate acum, să spunem, cine? CFR-ul, da? Sau FCSB-ul, ca și cum ar câștiga împotriva lui Real Madrid. Ca să vă imaginați unde era Dinamo acolo. Mulțumesc tuturor celor care urmăriți aceste misiuni speciale pe Fanatic.ro. Să aveți o zi bună în continuare!